Mănăstirea Partoș din județul Timiș a fost ieri gazda unui concert educativ susținut de artiști din Olanda, Franța și Germania. Evenimentul a avut loc în cadrul festivalului Eufonia, care anul acesta a ajuns la cea de-a treia ediție, fiind considerat cel mai mare festival de muzică clasică de cameră din vestul țării. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii la altarul de vară al mănăstirii. Slujba a fost oficiată de părintele Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei, împreună cu ieromonahul Varlam Almăjanu, starețul mănăstirii Partoș. Părintele vicar eparhial le-a explicat credincioșilor sensurile duhovnicești ale purtării crucii. Ea a devenit altarul de jertfă al bisericii, altarul nostru de jertfă al fiecărui credincios. De aceea o cinstim închinându-ne, făcând semnul Sfintei Cruci în mod corect și cu evlavie și cu credință. De aceea credem în puterea Sfintei Cruci. Nu este de ajuns să ne închinăm cu Sfânta Cruce. Nu este de ajuns să privim crucea de pe turnurile bisericilor, de la intersecții, de pe la hol, de cum au pus strămoșii noștri, să o purtăm la piept, să o punem la mormintele celor care pleacă spre împărăția lui Dumnezeu. Nu este de ajuns acest lucru, ci cel mai important lucru este să mărturisim puterea crucii și să credem în puterea crucii, pentru că prin cruce a venit mântuire la toată lumea. În continuare, în incinta centrului Dar din Dar, a urmat concertul dedicat copiilor beneficiari ai proiectelor educaționale ale așezământului monahal. Evenimentul de la Mănăstirea Partoș face parte din festivalul Eufonia. Până acum, centrul a găzduit un concert de vioară, tot de vioară, în urmă cu o lună de zile, a unor muzicieni deosebiți din partea Filarmonicii Banatul. A găzduit o școală de vară cu copii, pentru că încetul cu încetul, respectând condițiile acestui timp, noi ne pregătim să reluăm proiectele noastre aici și iată astăzi acest eveniment atât de frumos, susținut de acești oameni minunați din cadrul festivalului Eufonia, căror prezență ne-a încântat și ne-a bucurat atât pe noi, dar mai cu seamă pentru micuții care astăzi au fost protagoniști alături de ei. Acesta a fost astăzi primul concert dedicat copiilor. Mai avem încă unul sâmbăta viitoare în Timișoara. Festivalul de anul acesta, sincer, acum 2-3 luni de zile nici nu credeam că se va întâmpla. Nu am știut în ce condiții. A fost o provocare pentru noi și am muncit extraordinar de mult, zile și nopți, ca să putem să ne aflăm astăzi aici, să avem artiști din toate colțurile Europei. Am avut mari emoții în legătură cu călătoriile și ne-am reconfigurat tot programul festivalului, care anul acesta durează 2 săptămâni cu peste 20 de evenimente. Este efectiv o bucurie, se numește Microcosmos, lumi muzicale interioare. Și de ce se numește Microcosmos? Pentru că noi anul acesta cântăm în principal în curți interioare și creăm mici universuri muzicale, pentru că publicul nu depășește 70-80 de persoane la concerte. Vlad s-a dezvoltat, are mulți prieteni muzicieni din toată Europa cu care face multe concerte, iar cel de astăzi se înscrie tot așa într-o chestie de mare suflet. Peste valoarea și calitatea muzicienilor, aceste două fete extraordinare din Franța, din Olanda, Vlad, care este un muzician, nu pot să spun desăvârșit, dar pe calea desăvârșirii, însă faptul că în jurul lui aduce foarte mulți tineri și vine cu ei și ne aduce nouă bucurii. Cred că se înscrie acest concert în aer liber aici, în acest parcurs pe care Vlad Popescu cred că îl va continua ca muzician și ca bun român. În cadrul festivalului, până în data de 27 septembrie, sunt planificate peste 20 de evenimente, incluzând recitaluri, concerte educaționale, masterclass-uri pentru tineri muzicieni și conferințe.